Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti sos tzatziki, care are la bază iaurt grecesc, castravete proaspăt și mărar. Dar mai bine, hai să vă arăt cum îl pregătesc. Mai întâi de toate, curăță castraveții de coajă. Apoi, răzuiește castraveții într-un bol, după care adaugă deasupra puțină sare și lasă într-o parte pentru circa 10 minute. După 10 minute, castraveții vor lăsa lichid. Pune într-un șervet și scurge bine lichidul. Ia un alt bol și pune acolo iaurtul grecesc. Răzuiește deasupra printr-o răzătoare mică usturoiul, adaugă castraveții și mărarul tocat mărunt. Toarnă deasupra puțin ulei de măsline și sucul proaspăt stors de lămâie. Condimentează cu sare și piper negru, amestecă totul împreună, gustă și vezi dacă mai este nevoie să adaugi ceva. Eu am mai adăugat puțină sare și un pic de suc de lămâie. Servește sosul imediat sau îl poți lăsa la frigider pentru câteva ore ca să se amestece aromele. Poftă bună! Acest sos tradițional grecesc îl puteți servi atât cu pită, carne, pește, cât și cu legume proaspete. Sper să vă placă rețeta noastră de astăzi și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!